Vă salut! O scurtă filmare iarăși din dubă. După cum vedeți, două cutii. Asta e aia ce am curățat-o ultima dată. Asta e aia ce teoretic ar trebui să fie de la aia roșie. Dar cred că până la urmă o să montez asta altă, când mi-a zis Marius că e mai ok. Acum să văd că mai uh, trebuie să-mi fac rost de niște șuruburi pentru că în momentul când le-am desfăcut s-o s, ră, s cam dus filetul aici mai am unul lipsă după cum vedeți s-o curăț de de siliconul ce m-a rămas în plus dar ce am vrut să vă arăt uitați iar și aici simering de pasla și pe ăsta și pe ăsta la altul. Asta cred că e cu alb asta cred că e mai vechi deci uh, cum să zic, cine caută, că până la urmă găsește, deci am reușit de a-mi găsit de a găsit noi, cum, cum s-ar zice no. noi, dar dar model vechi n-am apucat să filmez când, când le-am montat pentru că, bineînțeles, eram și pe fugă ca de, ca de fiecare dată dar ca să fie treaba, treabă am rămas și fără, fără baterie la telefon. Dar, cum să vă spun, nu a fost nimic, nu fost nimic extraordinar, nu a fost nimic wow. Tot ce s au făcut, s au luat toate la, la verificat, s-a verificat absolut tot. Să nu fie jocuri, să nu fie, să nu fie probleme și s au pus, s pus efectiv la loc. Deci, în amândouă, trenul fix e ok, trenul mobil de asemenea e ok asta are un pic joc în diferențial. Auzit, să aude un pic ceva. Asta aproape nimic. Na, asta merge un picuț, un picuț mai greu. A, ideea e că acum să văd cum, cum fac să le, și, să le, și, montez. Una o să vină pe aia roșie. Probabil asta, că m-a spus Marius că e un pic mai bună. Și asta, la alte ce au fost pe aia roșie, o să vină pe, pe cea albastră. Dacă între timp nu demontez, demontez și alelalte să văd, să văd și în ce stare îs și probabil o să cum să zic, să recondiționez cât mai, cât mai multe să și de rezervă. No. Arată cu totul altfel spălată, curățată, lucioasă față de, față de mizeria care a fost. No. Cam atât deodată. Vă mulțumesc mult de tot. O să ne auzim un picuț mai încolo, probabil când, când o să le montez.